susține aderarea României la spațiul Schengen, dar nu-i dorește pe muncitorii detașați care nu-și plătesc taxele la nivelul colegilor francezi. Este declarația fermă a președintelui Emmanuel Macron, care a fost în vizită la București. Și Klaus Iohannis susține revizuirea controversatei directive care a pus piața europeană a muncii pe jar. Departe de discuțiile și deciziile strategice, primele doamne s-au relaxat. Carmen Iohannis a cucerit-o pe non-conformista Brigitte Macron cu ținută aleasă. Președintele francez Emmanuel Macron și soția lui Brigitte s-au lăsat așteptați. Reîntâlnirea președintilor a fost însă una călduroasă. Bună ziua! Cu toate privirile ațintite asupra lor și primele doamne s-au împrietenit pe loc. În stilul deja consacrat, Brigitte Macron a purtat o roche scurtă bleu marin, un sacou și nelipsitelei tocuri stiletto. Pe umăr a avut o poșetă lui Vuitton. Carmen Iohannis a optat tot pentru o roche scurtă, de un bleu ciel accesorizată, cu un plic nude și tocuri la fel de îndrăznețe. La îndelung așteptată întâlnire dintre Brigitte Macron și Carmen Iohannis, predomină culoarea albastră, fie că este nuanțe de bleu marin sau bleu ciel. Se pare că și doamnele din staful celor două delegații prezidențiale au optat pentru această nuanță. De peste gard au privit curioși copiii. L-a primit pe președintele Franței și eu am vrut să văd ce se întâmplă. Au fost semnate și 3 acorduri, în urma cărora România va cumpăra elicoptere și rachete franțuzești. De alte probleme delicate de pe agenda bilaterală s-a vorbit și în afara Palatului Cotroceni. Încercăm să atragem atenția celor doi președinți, Emmanuel Macron și Klaus Iohannis, de gravele violențe care au loc în Franța, atât împotriva cetățenilor români, cât și împotriva cetățenilor români. După discuții care au durat mai mult decât era preconizat, cei doi președinți au anunțat decizii strategice. Revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor și propunerea Franței nu înseamnă niciun fel să împiedicăm pe transportatorii rutieri români să lucreze peste tot în Europa. Dimpotrivă, problema directivei privind detașarea lucrătorilor este că astăzi propune un cadru prea slab și astfel conduce ca angajatori, companii din Franța să angajeze cetățeni din alte state europene la costurile din țările de origine. Și doresc să punem capăt acestui sistem. Putem să observăm că există foarte mulți oameni în Europa de Est, de exemplu în România, care vor să lucreze în Franța, în Germania, în Spania. E foarte clar că trebuie să îmbunătățim această directivă. Între timp, cele două prime doamne și-au rezervat timp pentru ele. Am discutat puțin de modă, m-a întrebat doamna Macron ce poartă femeile din România. Nu îmi vine să cred că acum 10 minute aici, la noi în showroom, a fost doamna Macron împreună cu doamna Iohannis. Sunt francez, în primul rând, și știam că am o șansă să vină doamna Macron, dar nu mă...